Salutare! Bun venit sau revenit pe canalul Aspire Teachers! Eu sunt Anca și astăzi o să continuăm subiectul prima ședință cu părinții. Și mai exact o să vorbim despre ce facem cu aceștia după ce ajung în sala de clasă. În episodul trecut am vorbit despre cum organizez eficient prima ședință cu părinții și care sunt punctele pe care trebuie să le aveți în vedere. Vă recomand să-l vizionați poate chiar înainte acestui video pentru a avea o oarecare continuitate. Vreau să le mulțumesc și aici profesorilor și învățătorilor din Aspire Teachers care m-au ajutat să realizez conținutul acestui videoclip. Bun, să trecem la treabă. Ce facem cu adulții când ajung în sala de clasă? În primul și în primul rând, mă asigur că agenda este la loc de cinste și că este la îndemână, pentru că o să am nevoie de ea pe tot parcursul întâlnirii. Spuneam și în episodul trecut că îi aștept cu o muzică pe fundal. Da, aceasta mă ajută să mă relaxez atât eu cât și ei. Ține loc momentelor moarte, în care nimeni nu spune nimic, părinții se așează, eu mai îmi pregătesc lucrurile pe catedră. După ce mă asigur că toată lumea a ajuns, sau majoritatea dintre ei, și sunt locuri suficiente pentru fiecare, pot deja să dau muzica puțin mai încet. Gata, începem! Respiră adânc și le urez bun venit și le transmit faptul că mă bucur foarte mult că îi cunosc. Ce o să fac mai departe este să mă prezint cât mai în detaliu. Vreau ca fiecare părinte să știe câteva lucruri despre mine. Și anume, cine sunt, de unde vin, ce studii am, ce specializare am, poate chiar și ce grade, care este experiența mea, și care sunt obiectivele mele, care este viziunea mea despre educație și cât de implicată sunt în activitățile extrașcolare. Hai să vă zic și vouă o scurtă parte din povestioara mea pe care chiar aș putea să o spun părinților. Sunt învățătoare de 7 ani și de mică mi-am dorit să fiu profesoară sau cântăreață, lucruri pe care le-am chiar și studiat în facultate. Am ales să fiu învățătoare pentru că de mică mi-a plăcut să lucrez cu copiii și m-am îndrăgostit de aceștia la primele mele ore de practică. Și atunci am zis, clar, gata, asta o să fac. În primii mei 2 ani de învățământ am lucrat la o școală din județul Mureș, iar mai apoi m-am transferat la Cluj, unde predau de aproximativ 5 ani. În tot acest timp m-am implicat în diferite activități educaționale sau chiar proiecte, cum ar fi Aspire Teachers, o organizație care își dorește să aducă un profesor excelent în fața fiecărui copil. Un alt proiect este Simplu în România, care dezvoltă competențe digitale atât adulților cât și copiilor. Și lista poate să continue. După ce m-am prezentat, le ofer și lor ocazia să se prezinte. Îi rog să își spună pe rând fiecare numele și eventual o calitate care să înceapă cu inițiala prenumelui. După acest lucru, îi las și pe ei să se cunoască. În episodul trecut v-am spus că îi aștept pe masă cu un bilețel. Aceste bilețele sunt colorate. Provocarea este ca părinții să se întâlnească pe culori și să răspundă în grup la întrebare. Le dau un timp de aproximativ 2-3 minute. Mai departe, le spun să se întâlnească pe două culori, spre exemplu roșu și albastru. La fel se formează grupele și răspund la întrebări pe rând. Și tot așa. Recomand ca acest joc să se desfășoare în aproximativ 10 minute, pentru că s-ar putea ca nu toată lumea să fie confortabilă cu mișcarea prin sală și cu interacțiunea. Aici puteți alege dacă vreți să vă implicați în această activitate sau nu. Dacă alegeți a doua variantă, vă recomand să extrageți la sfârșit, după ce toată lumea se așează, să extrageți și voi un bilețel și să răspundeți în fața tuturor la o întrebare. Mai departe, o să trecem la lucruri mai serioase. Prezint pe scurt caracteristicile anului școlar și le spun care sunt intențiile mele până la final. Pentru această parte, ce fac eu este să extrag din programa fiecarei materii competențele specifice. Așa le luăm pe fiecare în parte, le discutăm și văd și ei care sunt așteptările. Tot în acest an pun și bazele câtorva valori. Empatia, răbdarea și cooperarea. Valori pe care pun foarte, foarte mare accent.
în continuare stabilesc câteva reguli comune ale clasei. Multe dintre ele sunt legate de managementul clasei sau principiile după care vom continua să colaborăm. O să vă prezint și vouă câteva dintre ele pe care le-am scrise în agenda. Tot o să vă zic despre agenda asta. 1. Stabilesc canalele de comunicare. În primul și în primul rând, le transmit numărul de telefon și stabilesc și un interval orar în care ei mă pot contacta. Apelurile telefonice să fie folosite strict pentru urgențe sau dacă sunt lucruri de discutat de la clasă. Ce mai fac este să stabilesc cu ei un grup comun de comunicare, ori pe WhatsApp, Facebook sau poate chiar mail. Aici îi las pe ei să decidă și mă pliez eu după nevoile lor. Eu în momentul de față am un grup de Facebook în care trimit toate informațiile oficiale, pozele relevante sau lucruri care îi privesc pe toți. În paralel am și un chat de Messenger în care trimit mesajele urgente, remindere, pe care vreau să le primească în mod instant. Dacă alegeți aplicația WhatsApp, v-aș recomanda să faceți două grupuri. De ce? Pe primul să-l folosiți pentru a distribui informațiile doar din partea voastră și neapărat în acesta să opriți comentariile părinților. Așa, informațiile rămân în permanență pe acest grup. Și un al doilea grup, care să fie bidirecțional, în care toată lumea să aibă acces la comentarii. În acest al doilea grup încă nu vreau să introduc prea multe reguli de comunicare, pentru că plec de la premisa că părinții sunt educați și nu o să vină cu jigniri sau cu intervenții nepotrivite. Totuși, ce fac este să le reamintesc că acest grup este comun și că nu vrem să ne sune telefonul non-stop de la notificări, nu? De asemenea, dacă au o nelămurire personală, îi încurajez să-mi scrie mie, ci nu pe grupul comun. Acesta să fie folosit strict pentru luarea deciziilor de comun acord sau poate subiecte de interes general. Tot legat de comunicare, o altă formă sau modalitate prin care aceștia pot lua legătura cu mine este ora de consiliere cu părinții, despre care o să discutăm în episodul următor. Un al doilea subiect despre care aș putea să discut este necesarul clasei. Le distribui o listă cu toate materialele de care o să ne folosim în acest an școlar. Vă las și vouă mai jos o listă cu toate materialele necesare, începând de la clasa pregătitoare până la clasa a patra. Sunt curioasă, voi ce materiale folosiți și ce faceți cu părinții care nu își permit să cumpere aceste rechizite? Scrieți, vă rog, în comentarii mai jos. Mai departe trec la aspectele administrative și legale. Da, este nevoie de ele, mai ales la prima întâlnire. Și o să încep așa, cu prezentarea regulamentului de funcționare și organizare a unității de învățământ. Ce fac eu este să citesc cu o zi înainte acest document, care este destul de stufos, și îmi subliniez toate ideile principale pe care le consider importante pentru părinți. Le discutăm, iar mai apoi le distribui în tabel în care ei să se semneze cum că au luat la cunoștință. Tot la partea administrativă aș aminti de preluarea datelor personale. Acestea mă ajută să completez catalogul și să formez un profil al fiecărui elev. Celelalte documente importante de semnat vi le las mai jos în descriere pentru a le putea trece și voi în agenda. Să nu uităm și de procesul verbal. De ce? Să știți că la orice întâlnire se realizează o minută. Pe lângă faptul că atașez acest proces verbal la dosar, îl văd util și pentru a fi publicat mai apoi pe grupul clasei, fiind util pentru părinții care nu au apucat să participe la ședință. Un al patrulea punct ar fi valorile clasei noastre. Cred că acesta este unul din punctele mele preferate. De ce? Pentru că, de fapt, aici deja începe colaborarea noastră. Practic, stabilim împreună care sunt valorile comune pe care noi le avem. Și o să încep eu cu câteva. Și anume, grijă față de sine și cei din jur. Promovez foarte mult un stil de viață sănătos, care înseamnă somn de calitate, mișcare zilnică și fără dulciuri la școală. De asemenea, răbdarea, empatia și cooperarea de care vă spuneam adineori sunt câteva dintre valorile cu care o să ne întâlnim pe tot parcursul anului, pentru că, de fapt, le integrez în toate activitățile zilnice.
această listă cu valori o pot trece și pe tablă pentru a fi vizibilă și invit și pe părinți să participe în completarea ei. Dar dacă nu spune nimeni nimic, ce facem? Da, să știți că există și momente în care părinții nu prea doresc să se implice în discuții sau nu vin cu inițiativă, poate le este chiar rușine, jenă, eu știu. Și atunci, ce fac? Este să mai propun, spre exemplu, încă o valoare și să-i întreb dacă sunt de acord sau nu cu aceasta. De exemplu, inițiativa. Aceasta mă ajută să găsesc repede un teritoriu comun și chiar să mă ducă înspre următorul punct spinos din agenda, și anume alegerea comitetului de părinți. Când ajung la acest subiect, de obicei este pauză. Nimeni nu spune nimic. Ce înseamnă acest comitet de fapt? Înseamnă că avem nevoie de un președinte și doi voluntari din rândul părinților, care să rămână în contact permanent cu școala, iar președintele să participe și la ședințele organizate de conducerea școlii. Mă întreb de fiecare dată, cum să motivez părinții să ocupe aceste funcții? Ei o văd așa ca pe o responsabilitate în plus față de școală și nu își doresc acest lucru. Însă nu este chiar așa. De ce? Pentru că ei au acces la anumite informații înaintea celorlalți și pot lua anumite decizii în ceea ce privește școala. Dacă le explicăm acest lucru, cu siguranță o să fie câțiva voluntari, mai ales că într-un grup mare, de obicei există un lider care să preia inițiativa. De asemenea, că dacă le și spunem că acest statut îl vor avea pe parcursul unui singur an, o să vedeți că lucrurile o să se mai liniștească. Bun, cam acestea au fost principalele subiecte din prima ședință cu părinții. Dacă aveți și voi alte idei, puteți să le treceți în agenda voastră și să o personalizați după bunul plac. Hai să recapitulăm. Care au fost acestea? Și anume, alegerea canalului de comunicare, rechizitele necesare, aspectele administrative, legale, procesul verbal și preluarea datelor personale, valorile clasei noastre și alegerea comitetului de părinți. E mai simplu decât pare, nu-i așa? Dacă știți toate aceste lucruri, nu ar trebui să vă ia mai mult de 2-3 ore, cu tot cu trimiterea mesajelor și aranjarea sălii de clasă. Și acum, cum închei întâlnirea? Eu aleg să o închei printr-un joc, ce are ca rol cooperarea. Și anume, pe 3 foi de flipchart desenez o școală, un profesor și un elev. Le împart părinților 4 postituri pe care o să-i rog să scrie care sunt așteptările lor de la școală, copil și profesor pe tot parcursul acestor ani. Îi invit mai apoi să lipească aceste postituri în dreptul fiecărei imagini. Mai apoi le vizualizăm, le discutăm și vedem care sunt punctele comune. Și pe ultimul bilețel rămas, îi invit să scrie cum pot ei ajuta pentru îndeplinirea acestor așteptări. În acest exercițiu, partea de reflexie este cea mai importantă, pentru că aici, de fapt, stabilim contractul social de care vă spuneam în episodul trecut și agreăm ce se poate face și ce nu se poate face, pentru că nu toate lucrurile se pot realiza. La final, întărim valorile despre care am discutat și încheiem într-o notă pozitivă. Felicitări că ai ajuns până aici! Astăzi am discutat despre ce facem cu părinții când ajung în sala de clasă, când vine vorba despre prima întâlnire, împreună cu punctele esențiale de discuție pe care le-am trecut în agenda mea. În episodul următor o să vorbim despre ora de consiliere, întâlnirea 1-la-1 dintre mine și părinți. Dacă aveți și alte recomandări de activități sau subiecte de discuție la prima întâlnire, vă rugăm să ne scrieți în comentarii. Suntem curioși să vedem. Eu am fost Anca, dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați canalului Aspire Teachers. Dați un like și un share și haideți să adunăm cele mai bune practici pentru toți profesorii din România și să arătăm tuturor de ce am ales cea mai frumoasă și provocatoare meserie din lume. Pe curând!